Fetele au în sfârșit ocazia să vorbească cu mamele lor. Am văzut că Antonia era cu Denisa în bucătărie. Bănuiesc că au rămas fetele care nu și-au văzut mamele. Am văzut că erau rugate să aducă și scrisoarea, bănuiesc să-i citească scrisoarea în acel videocall. Am văzut că și băieții s-au așezat pe canapea să asculte ce vorbesc mamele cu fetele. Și era cumva așa o atmosferă foarte drăguță. Aici Hatice și-a pus un sac în cap și fetele au plimbat-o prin living. Eu, sincer, nu știu că te poți asfixia cu sacul ăla dacă nu are gaură sau ceva. Și bănuiesc că nu intenționa să-i facă gaură pentru că era sacul de gunoi. Și dacă i-ar fi făcut gaură, Doamne ferește, curgea tot gunoiul. Uitați, băieții, cum stau să asculte ce vorbesc fetele. Sunt tare curioasă să vedem după ce vorbesc, cum sunt, ce mimică au, dacă sunt fericite. Chiar sunt curioasă.